Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 34 la versetul 38, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 972. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos se va rușina și Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului, în această seară suntem din nou împreună și mulțumesc pentru că ați acceptat să pot sluji în sânul comunității dumneavoastră. Mulțumesc fraților slujitori, fratelui păstor, bordului pastoral și bordului de conducere a bisericii. Vă transmit salutări sfinte din partea Bisericii Betel, Dumbrăveni, Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă. Cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Mă bucur de prezența voastră în casa Domnului, că iubiți părtășia la casa Domnului, iubiți cuvântul lui Dumnezeu, care poate schimba viețile noastre. Totdeauna atunci când venim la casa Domnului, noi venim dispuși ca să ne schimbăm și expuși adevărului Sfintelor Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu ne informează anumite lucruri, dar ne și dă putere să schimbăm acele lucruri în viața noastră. Sunt proiecte pe care le putem realiza de azi pe mâine, dar sunt lucruri pe care știm că trebuie să le realizăm în timpul vieții noastre și ne luptăm pentru ele. Luptăm pentru lucrul respectiv, câteodată obținem biruin și suntem tare bucuroși, câteodată suntem înfrânți în proiectul acesta, dar avem cel puțin un proiect, avem un plan, avem un scop. Și pentru lucrul acesta alergăm până ajungem să obținem biruințe. Doamne ajută! Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor săi și tuturor ascultătorilor săi că dacă vrea cineva să-L urmeze, și foarte interesant în contextul acesta, El vorbește că și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său. De foarte multe ori în sânul mișcărilor evanghelice din zilele noastre de astăzi, e suficient să crezi în Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că experiența asta a credinței în Domnul Iisus, să crezi că El a existat istoric și că e undeva la dreapta lui Dumnezeu, undeva în cine știe ce galaxie departe, va reveni din nou, când va reveni, dacă va mai reveni, dar e important că tu crezi că a existat ca persoană istorică. Și pentru asta e suficient. Ca atare cred în Domnul Iisus istoric, cred în Domnul Iisus că a existat și așa mai departe, cred că probabil va veni într-o zi și cam la asta se limitează credința lor. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus în textul acesta spune că nu e suficient să crezi. Trebuie să-L urmezi pe El. Pentru că dacă cu adevărat crezi, vei merge în urma Lui. Ființa în care tu te încrezi, de fapt, vei sta lângă El, vei învăța de la El. Și tocmai lucrul acesta îl specifică Domnul Iisus Hristos în pasajul acesta biblic și spune în felul următor: El apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine. Nu este o obligație. Omul trebuie să-și facă socoteala cheltuielilor. De foarte multe ori în zelul nostru evanghelistic încercăm să-i smulgem pe oameni și să-i aducem în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu, pentru că știm ce bine este, știm cum se câștigă viața veșnică, însă omul are dreptul de întors, are dreptul să decide el însăși. Dumnezeu nu se bucură de nimeni care vine la împărăția Lui pentru că, Doamne, oricum n-am mai avut ce face în lume și am venit la Tine. Nu se bucură de nimeni care e forțat să vină aici, ci se bucură de oameni care au alte oportunități, care se mai pot distra în lume, care mai pot câștiga în lume, care mai pot alerga în lume și dintr-o dată se opresc și spun: Doamne, cu toate că mă pot distra, cu toate că pot face o grămadă de lucruri pe care le fac toți ceilalți, eu aleg să pun stop acelor activități pe care le pot face, sunt la dispoziția mea și să mă dedic din dragoste să Te slujesc pe Tine. De oamenii ăștia se bucură Dumnezeu. Pentru ăștia cântă cerul și îngerii se bucură când se pocăiesc. Nu de omul care nu mai aude, nu mai vede, nici nu mai ține minte cine îi și vine și el la Domnul Iisus Hristos când nu mai are cu absolut
E bine să vii și în ceasul al 12:05 sau cât mai fi. Dar ce frumos este când ai o grămadă de oportunități să vii la casa Domnului. Mă bucur de tinerii, de adolescenții care sunt în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur de bărbați și femei care sunt aici. Puteți să aveți o altă activitate. Viața vă stă înainte. Dar venitul la casa Domnului arată că vă pasă de sufletul vostru și doriți să împliniți cuvintele Mântuitorului. Foarte mulți oameni n-ajung să-L urmeze pe Hristos în mod eficient, pentru că nu îndeplinesc niște condiții. Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă vorbesc despre condiții urmările a urma pe Domnul, pentru că sunt așezate de însăși Domnul Iisus Hristos aici. Pentru că nu facem primii pași, suntem orgolioși câteodată, ne dezvoltăm mândria, aroganța, vanitatea, chiar în casa Domnului, ne băgăm sub tălpi predicile noastre reușite, ne băgăm sub tălpi anii noștri de pocăință. Dacă cumva undeva s-a mai vindecat cineva la rugăciunea noastră, dacă undeva, cândva, undeva am avut o descoperire exactă, dacă undeva, cândva ne-a folosit Dumnezeu cumva, le băgăm toate sub tălpi și când ne întreabă cineva, dar dumneavoastră cine ești? Păi, dar tu nu știi cine sunt? Eu? Tu nu cunoști lucrul acesta? Pe mine mă deranjez? Pe mine mă super? Și oamenii aceștia n-ajung să-L urmeze pe Domnul, n-ajung să-L imite pe Domnul, n-ajung să-L reprezinte pe Domnul. De ce? Pentru că primul lucru pe care trebuie să-L facă un om ca să-L poată urma eficient pe Domnul este să se lepede de sine. Și asta e un lucru foarte greu. Cum să te lepezi de sine când sine e așa de bun? Când de-a lungul timpului abia ți l-ai clădit. Există o gândire pozitivă pe care o prezintă foarte multe religii, dar și psihologia. Să gândești că ești bun, că ești tare, că ești grozav, că la tine nu-i nimeni. Să te uiți în oglindă și să spui, eu-s bun, eu-s tare. Să ajungi să te crezi pe tine însuți, spunându-ți toți lucrurile acestea. Și la un moment dat, când vine cineva și spune, băi, ai greșit. Nu, eu n-am greșit, eu-s bun, eu-s tare, eu-s grozav. Doar ți-ai repetat de atâtea ori că la un moment dat ai intrat pe automat în domeniul acesta. Ori Biblia vine și spune simplu, ca să-L urmezi pe Hristos, trebuie să te lepezi de tine însuți. Și niciodată nu o să te lepezi de sine dacă crezi că sinele tău e bun. Nu vi s-a întâmplat ca pe lângă casa dumneavoastră să strici aspiratorul? L-ați aruncat? Nu! L-ați pus acolo. Poate tubul ăla e bun de ceva. Poate carcasa e bună de ceva. Dar poate motorul e bun de ceva. S-a întâmplat că s-o ars o lustră sau o dulie sau s-o ars ceva. Și s-o ars până la toată urma. Nu l-ai aruncat direct. Poate mai fi bun la ceva. Numai când trebuie să te muți sau să faci curățenie, vezi câte remorci trăscari de lucruri care ți s-o părut că ar fi bune. Domnule, eu mă mai enervez puțin. Dar poate trebuie la adunare generală. Să mă țină ăștia așa. Domnule, dar tu mai faci cu tare lucruri. Dar poate trebuie. Poate lucrul ăsta merge. Ce are? De ce numai eu fac așa ceva? Și dintr-o dată, gunoaiele astea de care trebuia să le lepădăm de mult, ca să fim în mâna lui Dumnezeu oameni destoinici pentru orice lucrare bună, încă le avem la noi că s-ar putea să fie bune. De aceea pocăința e făcută de râs, de mine, de tine. Nu pentru că era în planul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu era să ne pocăim de mult. Dar noi nu am făcut-o și nu ne-am lepădat de lucrurile astea, că poate ori mai fi bune la ceva. Stimații mei, Biblia vine și spune că noi, în esență, suntem răi. De aceea Domnul Iisus Hristos spune un citat biblic pe care noi nu-l prea dăm și nici nu predicăm din el. Pentru că ne enervează citatul ăla. Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Dar voi, în esență, sunteți cu toate darurile bune. Esența voastră este rea. De aceea nu trebuie să ne învețe nimeni să ne răzbunăm. De aceea nu trebuie să învețe nimeni copilul să spui minciuni. Va spune. De aceea nu trebuie să ne învețe cineva violența. O avem în noi înșine. Știm ce trebuie să facem în domeniile acestea. Pentru că noi, în esență, suntem răi. Nu o să poți lepăda niciodată ceva ce crezi că e bun. Nu o să arunci. Că a lepăda înseamnă arunca de la tine. A lăsa în urmă. Numai când ești convins că lucrul ăla e rău, îl poți lepăda. De aceea Biblia vine și sublinează lucrurile astea. Voi sunteți răi, asta e natura voastră. Ca atare, poți să te lepezi de lucrul acesta. Unul dintre cei mai ilustri oameni ai Bibliei este Iov. Omul acesta, pe lângă că era bogat, și-a menținut smerenia și umilința înaintea Domnului. Omul acesta n-a fost anunțat de anumite lucruri care se vor întâmpla. Și totuși, într-o singură zi, și-a pierdut toată averea, toți slujitorii. Și-a pierdut toți copiii, 10 copii a avut, pe toți i-a pierdut odată. O mai rămas el
cu soția lui și nu peste multă vreme se îmbolnăvește și el de o boală infecțioasă care se manifesta prin niște bube, că nu mai putea sta în casă, a ieșit afară. Nevasta s-o treză pe stoc cu un bărbat bubos care nu mai murea. Din cauza faptului că era neprienit, nici măcar în mormântare nu-i putea face să fie liberă. Și atunci nevasta vine și îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu, că asta e calea să mori, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și restul se rezolvă de la sine. Ori Iov vine și spune, vorbești ca o femeie neînțeleaptă. Ce primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul? Și Iov n-a greșit cu nimic. Vin patru prieteni de-a lui să-l mângâie. Când au văzut ce era Iov și ce mai este, când au văzut lucrurile pe care le-au pierdut, 7 zile n-au putut vorbi nimic. După 7 zile, vin și încep și spun, Iov, nu mai încape îndoială, nu e o coincidență asta. Tu ai pierdut lucrurile acestea pentru că ai făcut ceva. Spune-ne ce ai făcut. Că nu la voia întâmplării pierzi totul într-o singură zi. Iov vine și spune, n-am făcut nimic. Nu se poate. Mai cercetează-te odată, mai verifică. Și la un acces de supărare, Iov vine și spune în capitolul 31 și începe să dea o listă completă a ceea ce a făcut el. Și spunea în felul următor, dacă ar fi trecut pe lângă mine cel dezbrăcat și eu să nu-l fi îmbrăcat, meritam, cu alte cuvinte, starea asta. Dacă m-aș fi uitat la nevasta altuia să o poftesc, meritam starea asta. Dacă eu aș fi făcut cu tare lucru, și este o listă lungă acolo pe care eu v-am mai prezentat-o, pare mi se la o altă slujbă, o listă lungă, una dintre aspectele pe care le spune el acolo ne depășește și pe noi creștini. Dacă m-aș fi bucurat de nenorocirea dușmanului meu, dacă aș fi sărit în sus când lui merge rău sau când are un acaz. El vine și dacă meritam lucrurile astea. Și tot capitolul 31 este o expunere, este o expunere a ceea ce a făcut el. Ce a făcut el? Și pe când el a terminat de spus ce a făcut el într-un capitol, și nu sunt lucruri puține pe care le-a făcut el, și atenție, erau de față patru prieteni care abia așteptau să-i spună, Iov, aici cam exagerez, n-ai făcut așa ceva. Aici cam te lauz, n-ai făcut așa ceva. Patru prieteni de-a lui așteptau un cusur, așteptau un moment să-i spună, asta n-are acoperire. Nu, n-au putut să spună nimic. Și într-o dată vine o furtună și în furtuna aceea vine Dumnezeu. Și ne-am fi așteptat pentru prima dată în Scripturi ca Dumnezeu să explice de ce mor 10 copii într-o zi. De ce bate vântul așa de tare și dărâmă casa? De ce este uragan? De ce au pierdut totul omul ăsta într-o singură zi, toată averea? Ne-am fi așteptat. Dar Dumnezeu nu se complică cu lucrul ăsta. Întreabă, cine ești tu de mi-ntuneci mie planurile, spune Sfânta Scriptură acolo. Și începe din momentul respectiv Dumnezeu să-l întrebe pe Iov. Iov, spune-mi tu unde erai când am pus eu o boltă soarelui. Unde ești tu când stelele dimineții încântă mie cântări de laudă? Și începe Dumnezeu să-i pună niște întrebări privitor la macrocosmos, la ceea ce se întâmplă, lucruri la care Dumnezeu are grijă de fiecare dintre ele, mai mari sau mai mici. Interesant că Iov nu întreabă pe Dumnezeu, Doamne, nu mă interesează ce spun stelele, nu mă interesează ce spune hipopotamul, pe care ai făcut tu ființa aceea mare, putere, pe mine mă interesează și mi-au murit 10 copii. Nu mă întreabă nimic, Iov. Efectiv, nu mai întreabă nimic. Iov stă în fața măreției lui Dumnezeu și la un moment dat, după ce Dumnezeu îmi termină și Iov nu poate răspunde, Iov răspunde următoarele cuvinte și dați-mi voie să vă citesc din Iov, capitolul 42, cu versetul 3, ultima parte a cuvântului lui Dumnezeu. Cine este acela care are nebunia să-mi întulge planurile? Și Iov răspunde, da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Și versetul 5 spune așa, urechea mea auzinse vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de... De cine? De ăla bun? De ăla care a îmbrăcat? De ăla care a hrănit? De la care nu s-a uitat, de la care s-a păzit, da, în fața celorlalți arăt bine. Că eu n-am dat foc la casa cu tăruia, eu n-am făcut aia, eu sunt bun, eu sunt pocăit, eu sunt la adunare, eu sunt aici. Când vii în fața prezenței lui Dumnezeu, vei constata că ți-e scârbă de tine. Și de foarte multe ori, când noi tratăm problemele bisericești, le tratăm pe baza ceea ce suntem noi. A ceea ce am realizat noi,
în baza experiențelor noastre, dar uităm că în mijlocul nostru constant este prezent Iisus Hristos. Și în fața Lui ar trebui să ne fie scârbă de noi înșine. Da, pentru că noi la cinste, sinele la cinste, ego-ul la cinste, nu-L lepădăm. Ori iată-L pe Iov care spune, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Stimații mei, ăsta este adevărul despre noi. Încă o dată vă repet, câtă vreme ne comparăm cu ăla din capul satului, câtă vreme ne comparăm cu ăla care și-a lăsat nevasta și copiii și face ce face, câtă vreme ne comparăm cu anumiți oameni pe care știm noi și simțim un sentiment de superioritate, aș vrea să vă spun, dacă nu era Dumnezeu ca noi, eram mai răi ca aia. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, slăvit să fie Domnul. Ne-a pus prieteni, ne-a pus oameni împrejurul nostru, ne-a pus... câți oameni n-am întâlnit eu care prin ambiție au vrut să se lase de adicții, de vicii și sunt robi și acum. Sunt robi și acum. Iubiții mei, s-a îndurat Dumnezeu cumva de noi și îi mulțumim de asta. Dar nu noi am realizat ceva, nu noi ne-am pus ambiția, că n-am avut ce, că toată lumea are o anumită formă de ambiție. Eul, sinele, trebuiește lepădat. De aceea Apostolul Pavel venea și spunea în epistola sa către romani, într-un capitol pe care dumneavoastră îl cunoașteți, și anume capitolul 7 cu versetul 18, în felul următor. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și el recunoaște că în mine nu locuie. Vreau să fac lucruri bune, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă rog, vreau să citesc Scriptura, vreau o grămadă de lucruri, vreau să mă botez. Constat că înăuntrul meu există ceva care mă împiedică. Există ceva rău în mine care... Ei, tocmai ăsta e sinele nostru, original, de acolo. Nu o să pot să schimb niciodată, ci trebuie doar lepădat, aruncat de acolo, ca să-L poți urma pe Domnul în planul Lui. Foarte mulți oameni nu pot să-L urmeze pe Domnul, pentru că sinele lor se bazează pe neamul lor, pe rezultatele lor, pe prestanța lor, pe superioritatea lor, pe mândria lor și nu pot să lepede lucrul ăsta. Nu pentru că nu recunosc pe Domnul, cred în Domnul Iisus, dar nu-L pot urma. Nu-L pot urma în apa botezului, nu-L pot urma în pocăință, nu-L pot urma în a cere iertare, nu-L pot urma pe Domnul. De ce? Pentru că sinele e la loc de cinste. Ori principala condiție ca să-L poți urma eficient pe Domnul este să te lepezi de tine însuți. Uitați-vă cum prezintă Pavel această lepădare de sinele lui. Spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 15, și el face aici, prezintă aici în comparație cu ceilalți apostoli ce a făcut Dumnezeu pentru el. Dar are pentru sinele lui, și atenție, Pavel nu era oarecine. Pavel învățase la picioarele lui Gamaliel, una dintre cele mai elocvente școli la vremea respectivă. Era un poliglot, știa mai multe limbi. Și împărații erau la curent cu studiile lui, că unul dintre împărații a zis într-o zi, Pavel, e prea mult a ta învățătură. Tocmai el este chemat de Domnul și nu Petru și nici Ioan măcar, apostolul iubirii, să ducă Evanghelia împăraților și demnitarilor. Și când Pavel se întoarce la Domnul, Domnul îi spune, vei duce Evanghelia aceasta în fața împăraților. Era cel mai pregătit din toate punctele de vedere. Și cu toate acestea, știindu-se cine este el, uitați ce spune Pavel aici, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 7, începând. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor celorlalți apostoli, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Mai Pavel, când spui la ureche așa, sunt o stârpitură, aici se numește o lepădătură, că ăsta e sensul de acolo, o lepădătură. Când îmi spui mie la ureche, noi doi tășem din gură și mergem mai departe, dar tu te-ai pus să scrii epistola asta acolo, va citi toată lumea. Dar nu contează asta. Nu contează studiile mele, nu contează pregătirea mea. Vreau să prezint că nimic bun nu locuiește în mine și la tot ce am realizat eu. Ca să-L pot câștiga pe Hristos, toate astea a trebuit să le socotesc ca un gunoi. Numai să-L câștig pe Hristos, că altfel nu se poate. Și cu alea și cu ăsta. Nu se poate, nu se lasă Hristos descoperit în toată splendoarea sa. Voi găsi o religie,
Voi găsi un loc unde să mă simt bine, dar nu-L voi găsi pe Hristos, nu-L voi putea urma pe El. Ori a-L urma pe Hristos, trebuie în primul rând să mă lepă de mine însumi, să-mi recunosc ticăloșia, murdăria, mizeria, răutatea, stârpitura care eram eu. Păi, Pavel, dar tu totuși predici bine, tu fondezi biserici, tu cânti grozav. Și uitați acum cum balansează Pavel și vorbește în continuare de realizările sale. Că sunt și realizări în viața unor asemenea oameni. Spune în felul următor, versetul 10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul. Slăvit să fie Domnul. Fraților, m-am rugat, nu eu, harul lui Dumnezeu. Am venit la adunare, nu pentru că eu, harul lui Dumnezeu, e bun Dumnezeu cu mine. Păi frate, dar tu predici deosebit, frate mei, nu-ți vinovat eu, e harul lui Dumnezeu ăsta, Dumnezeu îmi dă har. Dintr-o dată toată slava, toată gloria, toată cinstea, nu mai vine pe școli, nu mai vine pe pregătire, ori întregi în rugăciune, vine prin harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, care nu exclude școala, care nu exclude pregătirea, care nu exclude rugăciunea, care nu exclude postul, dar totul este harul lui Dumnezeu. De foarte multe ori nu ne lepădăm de noi înșine. Și din pricina aceasta, când se ciocșesc două personalități, doi oameni cu un sine puternic, sunt în stare să rupă familii, biserici, comunități întregi. Pentru că personalitatea lui nu poate fi călcată în picioare. El totuși nu e ultima cizmă. Totuși el nu e ultimul om de acolo. Este totuși cineva. Are pregătire, e un om grozav, e un om extraordinar. Ori omul ăsta arată că nu l-a urmat pe Domnul. Ori, stimații mei, principala condiție a mea, a voastră, pentru a-L urma pe Domnul, este să ne lepădăm de noi înșine, Doamne ajută! Amen. Când te lepezi de tine însuți, recunoști că ești rău. Și în sânul comunităților noastre, tocmai asta constatăm, frații mei. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu cheamă la pocăință pe cei mai buni, ci pe cei mai păcătoși. Ni-i greu să recunoaștem și chestia asta. Pe cei mai păcătoși. Bineînțeles că noi spunem că mai sunt păcătoși. Totuși Dumnezeu în îndurarea Lui s-a uitat spre noi și ne-a dus aici. Când auzim de oameni care fac diferite păcate, diferite stări de lucruri, spune, păi cum a putut ăla să facă așa ceva? Nu uitați, și el este om rău, ca și mine și ca și tine. Dacă ai fi crescut în condițiile lui, dacă ai fi crescut în mediul lui, dacă ai fi fost în locul lui, s-ar putea să fi făcut lucruri mai rele ca el. Îi acuzăm foarte mult pe ea de gardienii de la Auschwitz, gardienii de la Buchenwald, gardienii de la lagări de exterminare. Cum a putut ei să facă așa ceva? Iubiții mei, toți suntem răi, puși în situații dificile, s-ar putea să ne trădăm, venim dintr-un mediu comunist în care s-au vândut unii pe alții, cumnați și-au vândut oameni de apropiața ei lor, pentru că erau puși în anumite situații, punte în bocancii lui și s-ar putea să-l crezi la un moment dat. Natura noastră a tuturor este rea, este iremediabil pierdută. De aceea trebuiește lepădată ca prin Duhul lui Dumnezeu să se clădească altceva în noi, prin harul lui. Doamne ajută! Când îți dai seama că ești rău și la un moment dat cineva spune, băi frate, tu prin vorba aia m-ai jicnit pe mine. Ce-a fost în capul tău când ai spus-o? De obicei, noi încercăm să spunem, frate, dar scuză-mă, eu sunt pregătit, nu știu ce ai înțeles tu, dar eu n-am vrut să te jicnesc pe tine, eu am vrut să spun altceva, și ai înțeles tu greșit, cu tare, când soluția cea mai simplă, frate, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Mândria, aroganța, m-a făcut să vorbesc nepotrivit, ți-am greșit, ți-am spus un cuvânt și mă mir și eu că n-am greșit mai mult, dar ăsta sunt eu, asta e natura mea rea. Te rog frumos să mă ierți că ăsta sunt eu. Știți câte probleme s-a rezolvat între noi? Efectiv, n-ai ce să-i spui lui ăsta. Nu ai ce să-i spui. Pentru că asta e situația. Ăsta sunt eu. Ăsta rău. Ăsta păcătos. Pot vorbi aiurea. Pot scăpa un cuvânt aiurea. Între frați era simplu. Spune Biblia, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat? Hristos. Atât tot. Dar ca să poți ierta, trebuie să-ți dai seama. De foarte multe ori iertare este foarte grea câtă vreme eu am o părere bună despre mine însumi și o părere foarte grea despre el. Și când el îmi greșește și mie, după cum a greșit altora, băi, acum că e greșit lui sau ei e greșit, asta e problema voastră. Dar când tu mi-ai greșit mie, deja
ai făcut o mare problemă. De ce? Pentru că eu sunt diferit de ceilalți. Ori nu sunt diferit. Și eu sunt rău. Și eu sunt rău. Odată mergeau niște frați predice Evanghelia într-o pușcărie. Pușcăriașii erau plictisiți așa tăți. Veneau ăștia și spuneau, domnule, noi venim aici când ne oblig în conducerea pușcăriei să venim, să vă ascultăm pe voi și să avem niște bonusuri acolo în plus și mai avem noi și vă ascultăm pe voi. Dar nu, n-ascultau. La un moment dat a mers unul dintre frați acolo, unul mai șugubăț, așa, care se știa și spunea, băi, oameni buni, uitați care e situația. Toți suntem la fel aici, toți suntem la fel. Toți suntem greșiți, toți am făcut greșeli, toți am făcut păcate, toți am făcut niște chestii. Diferența, știți care este, pe voi vă prins și pe noi încă nu. Și dintr-o dată, băi, ăștia-s ca noi, hai să-i ascultăm. Și așa au putut pătrunde, că dacă vine cu aerul de superioritate de sus, îl explici la ăștia anume, nu te ascultă. De foarte multe ori noi ne apropiem la oameni de pe o anumită poziție, pe care Dumnezeu e adevărat că ne-o dă. Dar nu spune să trâmbițăm cu ea. Spune Sfânta Scriptură, pe cei ce cred în Domnul Iisus ne-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ni s-a schimbat statutul. Dar, iubiții mei, calitatea sinelui nostru n-a fost schimbată, e acolo, noi suntem răi. Dar noi câteodată ne apropiem cu aroganță, cu mândrie, cu dispreț față de ceilalți oameni și aia ne întreabă, băi, dar cum de poți să vorbești tu așa, cu stilul ăsta arogant, așa? Băi, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu față de tine, care ești un fel de orfan, așa? Nu are, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Băi, dar tu ca și copil al lui Dumnezeu ar trebui să fii altfel, tata e altfel, tatăl tău, din câte știu, face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste... De tot, dacă ești copilul lui Dumnezeu, de ce nu te comporți? Lasă-mă tu cu chestiile astea. Dar oricum, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Știți că de foarte multe ori lucrurile acestea, Dumnezeu ne dă dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Dar ne dă și dreptul să fim copii al lui Dumnezeu. Să ne comportăm ca atare. Sinele nostru câteodată ne împiedică și ne strică și statutul acesta. Pentru că e simplu, dacă sunt rău, greșesc. Ce simplu este să te duci la vecinul tău și vecinul spune, vecin, uite ce ai făcut aici, când și mea să locuiți într-o... Ai arat aici, ai intrat la mine. Nu, cred că ai greșit, trebuie să mergi din satele. Nu, vecinul, dacă am greșit cu ceva, hai să reparăm, să vedem. Dacă nu, dăm o brază mai degrabă la tine să fie, ca să nu avem noi probleme. Noi ne înțelegem bine, vecinii. Știi că vecinul când se uite, măi, eu am crezut că tu intenționat. Nu, n-am făcut-o intenționat. Tractoristul a trecut pe aici, o mai luat o brază în vot. Dacă ați fi bine, vecinii o să mai dau una, ca să fim siguri așa. Băi, nu, nu-i cazul așa. Știi când te duci următoarea dată să-l chem la evangelizare, să spune, vecinul, vin, pentru că am avut cu cine vorbi. De ce? Pentru că ți-ai dat seama cine ești tu. L-ai tratat pe omul respectiv ca și cum ai fi fost în situația aceea. Dar recunoști starea aceasta. Recunoști poziția aceasta, că poți fi rău oricând, că poți greși, că poți avea o atitudine. Și vecinul te întreabă, băi, dar cum toți ceilalți pe care știu eu, sar imediat, mă pune, băi vecine, eu sunt rău, sunt păcătos. Dacă pot fi bun în ceva, e numai harul lui Dumnezeu, numai El m-a schimbat. Altfel, cred că aveai treabă cu mine. Chiar dacă mă numea un pentecostal ortodox, cum mă numea, aveai numai treabă, spune, băi, nu-mi trebuie să cunosc de ăștia. De ce? Pentru că eu sunt rău în natura mea. Numai Hristos mă poate face bun. Știți că nu există evangelizare mai bună? Pentru că vecinul se recunoaște când pleacă de lângă tine și spune, băi, și eu sunt rău. Poate nu sunt rău la astea, dar sunt rău la băutură, sunt rău la jocuri de noroc, mă comport rău cu copiii mei, mă și mă chinui de atâta vreme să fiu mai bun. Nu realizez eu. Uite, pe asta l-a schimbat Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu poate face același lucru cu mine? Și dintr-o dată o speranță vine, băi, dacă o făcut cu El, poate face cu oricare dintre noi. Pentru că Dumnezeu e bun, slăvit să-i fie numele. Dar îți dai seama de asta. Altfel pozăm așa în bisericile noastre și spunem cu tare pocăit de ați ani. E adevărat. Cu tare om al lui Dumnezeu, e adevărat. Dar omul ăla vine și spune, măi oameni, bă, nu puneți bază pe asta. Dacă nu s-ndura Dumnezeu de mine, dacă nu era harul lui, dacă nu era mila lui, eram și eu pierdut, eram departe de fața Domnului. Câteodată v-am mai spus dumneavoastră, vin oameni și spun, frate Virgil, nu te-am văzut decât pe internet, pe YouTube, așa mă bucur să te cunosc, ești un om deosebit. Zic, băi frate, nu sunt un om deosebit. Dacă nu s-ndura Dumnezeu de mine, eram probabil un alcoolic din nordul Moldovei, cu nasul roșu, nici nu știu dacă mai trăiam la momentul actual, bețiv din calea afară sau sub alte pofte. S-a îndurat Dumnezeu de mine prin harul lui, m-a chemat la Evanghelie și sunt împreună cu voi, slăvit să fie Domnul. În toate, doar Dumnezeu să fie lăudat. Gândește așa? Pentru că a-L urma pe Domnul presupune să vezi asta. Bun, după ce îți dai seama că poți greși, că ești rău, la un moment dat îți greșește cineva din adunare.
Frumusețea în biserică este că Dumnezeu ne cheamă la pocăință așa cum suntem. Așa cum suntem. Pe foarte mulți oameni îi cheamă din birt, pe alții îi cheamă de la jocuri de noroc, pe alții îi cheamă din alte stări, pe alții îi cheamă și îi cheamă la pocăință să-i mântuiască. Dar după ce îi mântuiește Domnul, adică îi spală păcatele, nu îi lasă așa. Dorește ca oamenii ăștia să se pocăiască, să se sfințească și să-L urmeze pe El. Bine, în drumul lor spre pocăință, unii se pocăiesc mai ușor, alții se pocăiesc mai greu și alții nu prea reușesc să pocăiască. Dar sunt aici împreună cu noi, împreună cu noi la părtășie. Ne deranjează câteodată în lipsa lor de pocăință sau de corigenție spirituală din punctul acesta de vedere. Și la un moment dat persoana care vine și spune, frate Virgil, ți-am greșit de data aceasta, te rog frumos să mă ierți. În momentul respectiv, dându-ne seama că noi suntem răi, dându-și seama că El e rău, dându-ne seama că doar Harul lui Dumnezeu rămâne cu noi, nu ne rămâne decât să spunem, Domnule, cum sunt eu rău, așa e și tu rău, și cum m-a iertat pe mine Dumnezeu, te pot ierta și eu pe tine fără nicio problemă, măi. Știți cât de ușor ierți în momentul în care te-ai lepădat de tine însuți? Știi cât de ușor vii în întâmpinare celuilalt? Nu numai atât, am constatat că de foarte multe ori când dezvolți în sământul ăsta, Doamne, sunt ceea ce sunt prin harul Tău. Dacă mă lăsai de capul meu, dacă mă lăsai pe gândurile mele, eram rău din cale afară, eram pierdut, Doamne. Și la fel poate fi oricare dintre noi, eram pierdut și stricați ai lumii acesteia. Dar suntem ceea ce suntem datorită îndurării Tale, Doamne. Și acum când vin cineva, vine și spune, frate, uite, am greșit în domeniul ăsta, în abordarea aceasta, în situația asta. Și vreau, de multe ori când noi avem o impresie bună despre noi, știi ce facem? Frate, deci m-ai greșit, nu? Eu știam că m-ai greșit. Dar ca să fie mai rău, frate Cornel, frate, veniți aici să discutăm ce anume m-ai greșit tu. Și v-a spus, uite, în ziua cu tare, eu ți-am zis dumneatale așa și eu mai pun întrebări adiționale. Bun, și ce-a fost în capul tău, Doamne, să deranjezi o persoană ca mine? Ce-a fost în capul tău? Tu nu ți-ai dat seama de cine te-ai legat? Tu nu cunoști cine sunt eu? Tu nu pricepi chestia asta? Și persoana respectivă o foiește așa și eu mai am martor, dacă aș putea să adun toată biserica, ar fi excelent. De fapt, omul care își dă seama că celălalt cere iertare, îi spune, frate, vreau să discut cu dumneata, ce anume? Știți, am avut o discuție. A, atunci, nicio problemă, frate. Eu te-am iertat cum a iertat Hristos. Asta înseamnă când mi-ai greșit, eu n-am mai așteptat să vii tu să-mi ceri iertare. Eu deja te-am iertat. Dumnezeu să te binecuvinteze. În seara asta nu avem ce discuta. N-am nevoie de amănunte. Am nevoie doar de gestul tău, mi-ai spus, mă bucur de lucrul ăsta, ca atare îl tratez așa. Ca atare îl tratez așa. Nu-mi trebuie să te scormonesc, eu să răscesc cuțitul în rană ca să-ți demonstrez că ești într-adevăr vinovat. Numai gestul de a veni până la mine și am spune că vrei să ceri iertare, deja este un gest că ai început să îndepărtezi sinele și știu ce mare luptă este să te lepezi de tine însuți. E o luptă extraordinară. Tot mai păstrăm ceva pe lângă noi, că poate a fi bun. Cândva, undeva. Am întâlnit oameni, stimații mei, care au trăit în biserică și nu s-au învățat să ierte. Deci nu s-au învățat să ierte. Frate, dar ai greșit, n-are face, înțeles tu, greșit, cu tare, nu știu ce. El numai nu ierta. Nici nu cerea iertare, dar nu ierta. Omul ăsta a rămas acolo, în comunitatea respectivă. Nu te puteai, știai că el a greșit, dar nu te puteai duci să vorbești cu el, să-i explici. Pentru că el era imun la toată treaba asta. Spuneau frații despre persoana respectivă, din comunitatea respectivă, era pe patul de moarte, nu mai putea vorbi acum. Și veniseră vecinii lui și spuneau, ăsta se chinui cam mult, nu... Și există o vorbă în populară că spune că când o persoană moare greu de se chinui, așa, înseamnă că trebuie să-și rezolve niște probleme, îl ține situația. Și vecinii, auzind că vecinul lor, așa, au venit la ei, nu aveau treabă, că de multă vreme se păzau de dânsul, dar nu aveau treabă, au venit la el și a zis vecinul, uite, care zice, poate între noi a fost ceva, cândva, undeva, a fost ceva, te rog frumos să mă ierți, ăsta nu mai vorbea. Dar ăsta cerea o iertare așa, ca fi fost cândva. Și ăsta de acolo făcea, nu putea vorbi, spunea așa. Ăla cerea iertare, dar el continua să nu ierte. De ce? Pentru că așa s-a învățat o viață întreagă. A fost prea bun ca să ierte pe cineva, el. A fost prea ofensată sinele lui, orgoliul lui de ceilalți. Și acum când își cereau ăștia iertare, el fiind pe patul de moarte, trebuia să plece în chinuri, partea cealaltă, în continuare nu ierta pe nimeni. Că așa s-a învățat o viață întreagă. A avut o părere foarte bună despre el însuși. Ăștia nu-L urmează pe Domnul și nici nu-L reprezintă. Dacă vrea cineva să-L urmeze pe Domnul, trebuie să recunoască că este rău.
Trebuie să lepe de ceea ce este rău și să lasă pe Hristos să facă în el o transformare, Doamne ajută! Cei ce-L cunosc pe Hristos devin o făptură nouă. Se luptă făptura nouă cu făptura veche din noi. Se luptă, dar câteodată veți vedea cum începe făptura nouă alimentată de Scripturi, de Duhul Sfânt, să înceapă a birui. Începi să ierți persoane la care nu te-ai gândit vreodată că ai putea să le ierți. Începi să treci peste situații la care înainte nici nu te gândeai să faci așa ceva. Eu am întâlnit oameni care au fost luptători, care au fost oameni care au luptat în arenă, în ring au luptat. Și au venit la pocăință oamenii respectivi. Păi când erau ăștia în sat și când mai luau, la un moment dat erau undeva, nu stătea nimeni în comunitatea respectivă în fața lor, chiar dacă mai erau câțiva băieți care nu știau ce-i, mătura cu ei pe jos pe acolo, fără. Când s-a pocăit omul acesta și a venit la pocăință, au fost copiii din adunare care nu știau cine el. S-au dus la el la un moment dat, îl hrățau pe ăsta și toată lumea se mira câtă răbdare are, cum îi mângâia pe cap și când ăștia făceau în continuare ca și adolescenți, făceau mișto din el. Colegii lui, spune, băi, dar cum îl lași pe ăsta? Tu nu-i spui cine ești tu? Tu nu-i spui că îi poți lua pe toți sub soară și fugi în jurul adunării cu dânsă și la un moment dat îi lași tot pe ei obosit jos? Tu nu-ți dai seama de... Tu n-ai putea... Măi, nu îl lăsați, ca ei am fost și eu. Ca ei am fost și eu. Nu vă uitați după ce fac ei. Nu vă gândiți așa la lucrurile acestea. Că Dumnezeu iubește și pe ei. Dar câteodată El spune, tu știi că... Îmi vine așa câteodată, așa, dar văd în mine o altă forță care mă face să fiu bun. Eu n-am fost niciodată. De-aia am devenit dur. De-aia se temeau de toți când intram la combat, la acutare. Se temeau pentru că eram foarte dur. Nu mă lăsam până nu veneam pe el la knockout, plin de sânge. Și ca atare, dintr-o dată în biserică să văd pe cineva că mă deranjează, mă supără, face mișto din mine și eu mă prind de lucrul acesta, îmi vine să mă gândesc că ar trebui să-i dau o lecție. Dar dintr-o dată în lăuntrul meu se ridică ceva, nu eu. E harul lui Dumnezeu, care spune, treci peste, iartă, că și pe el l-am adus la mântuire și l-am pus aici, treci peste. Și de peste câte trebuie să trec? Și eu le rezolvam simplu înainte, foarte simplu. Toată lumea mă saluta de la distanță și păstrau distanța, nu că s-apropiau de mine să-mi zică ceva. Ei, acum mă mai pot și eu îmbrățișa cu frații, chiar dacă de unii dintre ei sunt fățarnici, dar mă îmbrățișesc cu ei. De ce? Pentru că văd în mine o putere care nu e a mea. E harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așa prin harul ăsta reușim niște cântări frumoase. Prin harul ăsta reușim să recităm. Prin harul ăsta ascultăm cuvântul Domnului. Prin harul ăsta mai venim în adunare. Prin harul ăsta ne mai rugăm. Este har pe care ne-l dă Domnul. Și încet, dar sigur, prin harul lui Dumnezeu creștem. Și când ne întreabă cineva, băi, dar ce bine cânți, dar ce bine reciți, tu spui, nu-ți vinova cu nimic, e harul lui Dumnezeu. Atâta tot. Doar El merită toate lucrurile astea. Stimații mei, am dezvoltat lucrul ăsta? Sau vrem să ne facem un nume în zonă? Sau vrem să ne facem un nume în biserică? Sau vrem să fim cineva? Iubiții mei, nu uitați, dacă suntem ceva, suntem prin harul Lui. Slăvit să fie Domnul! Ăsta e primul pas pe care Domnul l-așteaptă de la noi. Cine nu poate face pasul lepădării de sine, nu poate face pasul următor, care este să-și ia crucea și să mă urmeze. Îmi place tare mult expresia din Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 38, unde Biblia spune în felul următor, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Foarte mulți credincioși își închipuie că atunci când vin la pocăință, Dumnezeu are o fabrică de cruci, toate șablon, etalon, și cum a venit omul, îi dă crucea, șablon. Au venit cu toare? Nu, nu. Dumnezeu dă cruci personalizate. Crucea Lui. Eu nu am avut niciodată crucea unei surori care are soțul nepocăit. Eu nu am purtat niciodată crucea unor părinți a căror copii nu vor să vină la adunare. A mei vin la adunare, mulțumim Domnului. Dar eu n-am purtat crucea la oamenii respectivi. Sunt compasiv cu ei. Stau alături de ei, mă rog, dar n-am purtat-o niciodată, nu știu cum doare pe umăr crucea aceasta. Fiecare are o anumită cruce pe care Dumnezeu i-o dă. A purta crucea în termenii biblici
Nu e gestul ăla când ne uităm noi, mi-a dat Dumnezeu crucea asta, o duc și eu, într-o zi o să mă ia Hristos, dar până atunci un rău necesar, asta merge. Când vorbește Domnul Iisus Hristos aici să te lepezi de tine și să iei crucea, e ca și cum ai luat șosetele, cum te-ai îmbrăca, cum ți-ai luat hainele pe tine, așa ți-ai crucea. Cu demnitate îți iei crucea și o duci în fiecare zi. Doamne ajută! Ăsta e sensul de aici. Căci prin crucea aceea Dumnezeu vrea să se manifeste în tine. Prin crucea aceea Dumnezeu vrea să facă evangelizare, ducându-ți crucea respectivă. Dar crucea nu o să poți lua dacă nu ești lepădat de sine însuți. De foarte multe ori, multe lucruri care ne opresc în viața aceasta, adică ne frânează. Niciodată cu crucea nu o să poți pleca la un concurs de atletism, în care toți sunt liberi, pregătiți să alergi și tu dită mai crucea, să se mai speri să câștigi și premiul. Niciodată nu o să poți merge acolo. Nu o să fii liber ca toți ceilalți. Crucea o să fie o povară pentru tine și pentru foarte mulți credincioși. Dumnezeu pregătește o anumită cruce, fie că e crucea slujirii, fie că e crucea suferinței, fie că e o cruce a unor limitări pe care Dumnezeu ți le dă, a unor lipsuri pe care Dumnezeu, dar e o cruce a ta, personalizată. E drept că eu mă uit la crucea lui fratele Cornel, ne știm prin ce trece el, dar eu tare aș vrea să o schimb a mea cu a lui. Dar uit că Dumnezeu, când m-am întors la Domnul, mi-a dat o cruce a mea, pentru mine, care nu se mai potrivește la nimeni, care într-un anumit context, într-o anumită zonă, într-o anumită biserică, într-un anumit timp, într-un anumit orar, eu trebuie să o port, că e crucea mea, n-am voie să o dau jos. Ce reprezintă crucea? Crucea reprezintă, în primul rând, suferințele pentru Domnul, stimații mei. Crucea reprezintă din punctul acesta de vedere să fii gata să suferi pentru Domnul. La momentul actual a purta crucea, în termenii bisericii tradiționale și altor biserici care fac semnul crucii, este doar simplu acesta de a prezenta că ești creștin, fără niciun risc. Să porți un semn al crucii sau să faci un semn al crucii. Nu-ți dă nimeni nicio palmă, cel puțin în mediul nostru, care e mediul cât de cât creștin. Pe timpul Domnului Iisus Hristos, în schimb, cine vedeai pe cineva că duce crucea, ăla nu-și ducea să iei copiii de la școală. Nici nu-și ducea să fac cumpărături la Lidl. Omul ăla mergea să moară. Toți care vedeau un om care poartă crucea, știau că omul ăla merge să moară. Când Domnul Iisus Hristos face chemarea sa să-L urmăm pe El, ne spune să te lepezi de tine însuți, de tot ce ai tu, de ce ai crezut valoros, și să-ți iei crucea ta, adică să fii gata să mori pentru Domnul. Majoritatea dintre noi știm că moartea este jertfa supremă pentru Domnul. Martirajul de-a lungul timpului de toate bisericile tradiționale a fost considerat ca forma maximă în care un om își poate arăta credincioșia și jertfirea față de Domnul. Însă Dumnezeu nu ne cere în seara aceasta să devenim martiri pentru Domnul. Nu ne cere acum, poate se va putea să ceară un număr minim de creștini să fie martiri. Dar nu ne cere să murim. Dar ne spune în felul următor, vrei să mă urmezi pe mine? Vrei să porți crucea? Da, Doamne, eu sunt gata să mor. Bun, eu nu-ți cer să mor. Îți cer numai să-L înghiți pe cumnatul tău, să-L ierți. Îți cer numai să mergi la familia de care aparții tu, cu care vă judecați, și să împărțiți moștenirea corespunzătorului, chiar dacă tu trebuie să mai pierzi din grinzele alea și din ostrețele alea de la gard. Du-te și rezolvă problema. Nu-ți cer să mori, că știu că ești gata să mori acum. De ciudă, cum ai fi tu gata, dar îți cer, du-te acum și rezolvă problema. Ei, Doamne, eu-s gata să mor de martiraj, dar nu să-i dau eu grinda de la casa părintească. Asta nu se... Ai ceva sentimental care rămâne mie. Băi, dar dacă ai murit în seara asta, mai contează sentimentalul? Nu. Crucea, frații mei, este să suferi pentru Domnul. Câteodată trebuie să suferi pagubă, câteodată trebuie să suferi lipsă, câteodată trebuie să suferi în detrimentul altuia care te ia de bleg, care te ia de molcuț, folosesc un termen așa mai lejer, cu toate că îmi vine să vă spun, pe direct să spun ceilalți despre tine. Dar cu toate astea, a purta crucea înseamnă de a face lucrul acesta. Oribiții mei, când trebuie să suferi pentru Domnul, nu e ușor pentru copiii noștri să se prezinte la școală ca copiii de pocăiți, de evanghelici. Nu e ușor. Într-o lume care bajocorește absolut tot ce-i sfânt. De aceea foarte mulți dintre ei se disociază. Ori a venit cu verticalitate și a spune, eu merg la adunare, eu slujesc Domnului, eu am parte din durarea Domnului. Este un fel de a purta crucea. Că nu ți-e rușine cu Domnul tău. Și știți că societatea are nevoie de așa ceva?
Sunt oameni care nu le rușine de modul lor. Se îmbracă, gândesc într-un mod ofensator, chiar disprețuitor la toată conduita și morala creștină. Și lor nu le rușine să se prezinte în văzul tuturor fără rușine și în fața copiilor noștri. Și nouă ne este rușine de singurul care ne-a iubit atât de mult, încât în loc să rămână la Tatăl, din a cărui neam era, a venit pe pământul nostru ca înainte de a ne naște noi să avem păcatele iertate, slăvit să fie Domnul. Oare n-ar trebui cu demnitate să-i purtăm numele? Într-un mediu ostil. Și încă o dată vă repet, dacă președintele Iohannis ar fi fost penticostal, dau exemplul ăsta pentru că sunt într-o biserică penticostală, dacă domnul Ciolacu ar fi fost penticostal, dacă tot guvernul ar fi fost penticostal, oriunde ne-am fi dus și ne-ar fi întrebat, tu ce ești? Ei, exact ce-i președintele, măi. Exact ce-i președintele. Ca atare ne era ușor să depunem mărturia noastră și ne ducem crucea pe oriunde, și la prefectură, și la primărie, și într-o parte și în alta, că noi suntem exact ca ei. Dar uite că ăștia nu sunt așa ceva. Și într-un mediu ostil, din ceruri, fiul se uită și spune, cine se va rușina de mine și de numele meu în fața acestui neam ticălos și stricat, mă voi rușina și eu în ziua aceea când va veni Tatăl meu împreună cu Sfinții Îngeri. E testul nostru, frații mei. E testul nostru la școală, e testul nostru la primărie, e testul nostru prin sat. Observ de foarte multe ori, avem teologii noștri care scot orice emblemă să nu mai fie, să nu se prindă ăștia că suntem pocăiți, că lucrăm sub acoperire. Ori avem nevoie să depunem mărturie. Ori a depune mărturie înseamnă a-ți purta crucea oriunde te-ai duce. Le mai spun câteodată frați care se angajează la alte locuri de muncă și băieții de acolo sunt gata să te primească și spune, băi, sâmbătă viitoare, ne adunăm după orele de muncă, ne adunăm undeva la cineva acasă sau la un restaurant, mai servim ceva, mai dansăm, mai glumim, mai cutare, mai luăm noi ceva pe acolo ca să fie frumos, așa, nu vii. Pocăitul nostru, care, credinciosul nostru care poartă crucea, așa că spune, domnule, eu nu pot să vin, mă doare capul. Bun, data asta te doare capul. Fiecare vrea să dea un agocalmin, un nurofren, un cuta. Nu, 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 că pe mine mă doare și sâmbătă asta și toată săptămâna viitoare mă doare capul. Bun, bine, lasă să ducă. Peste două săptămâni spune ziua onomastică cuiva, iar o pregătit asta șampanie, o pregătit băutură, o băutit cuta. Ce să spune așa? Că era simplu să-și poarte crucea, spui, băi, eu sunt pocăit, eu nu pot veni, nu pot veni, vă respect ceea ce faceți voi, unde vă duceți voi, n-am eu treabă, de eu nu pot participa la lucrurile. Nu, săptămâna viitoare îl doare ficatul. Așa mă doare partea dreaptă, aici sub coaste, măi, mă înțeapă, mă cutare, așa, bun, îi dau liber, așa, cealaltă săptămână, trebuie să caut, să vadă și inventă. Măi, și aici la spate, așa. Așa am o înțepătură din coace. La un moment dat, colegii spun, băi, noi plătim biletul la clinica aia, du-te, băi, și te consultă. Du-te și te consultă că ceva nu-i bine la tine. Ești efectiv, defect complet. În continuu, tu în toată sâmbătă ai probleme. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun, nu e așa de simplu de purtat crucea. Te prezinți în fața colegilor tăi, care beau, fumează, dom'le, așa au găsit ei de bine. Dom'le, eu am alte concepții, vă respect ca oameni, muncesc, vă ajut, dar eu am o altă poziție, eu îl urmez pe Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că există o chestie acolo, că spune că oamenii se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Păi și ce? Asta e problema lor, e alegerea lor. Important să nu-i batjocoresc eu pe ei, să nu fac eu mișto din ei, să nu-i disprețuiesc eu, ci să mă comport cu dragoste. Ori a purta crucea, trebuie să fii capabil să porți suferința aceasta. Foarte mulți dintre noi nu suntem capabili. Nu știu, dar ce ai, da? Credința e liberă, dar trebuie, iubiții mei, țineți cont că sunteți în lume, dar nu din lume. Sunteți într-o altă împărăție, reprezentați o altă împărăție, sunteți ambasadori a unei alte împărății, unde regele nostru va veni și trebuie să câștigăm cât mai mulți oameni pentru această împărăție. Și interesant, câștigul se câștige prin cruce. Hristos ne-a câștigat prin cruce și la rândul nostru suntem chemați să purtăm crucea noastră ca să-i câștigăm pe oameni. Că oamenii ne văd la necaz, la limitări, cum ne comportăm. Acolo ne văd. A purta crucea înseamnă a purta cu demnitate suferința pentru Domnul și pentru neprihănirea Lui. Arată Sfânta Scriptură că atunci când oamenii vă vor batjocori, când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele, să ne bucurăm. Asta în baza crucii pe care trebuie să o purtăm. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 11, spune așa,
Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. De asta ne temem noi, de asta e cruce, frații mei. Oamenii vor inventa lucruri despre anumite persoane. Societatea în care trăim noi inventează și ce bine prinde la noi treaba asta. Când se aude de un păstor, mi se pare că ăla a făcut cu tare lucru, a cumpărat, n-a zis, bani falsificați, mi se pare că are conexii cu distribuitorii de droguri și anume are ăla cu tare... Uite, ai verificat vreodată dacă omul ăsta a fost pe acolo sau n-a fost, l-ai întrebat, i-ai dat vreun telefon. Nu, ne place chestia asta. Și societatea noastră e capabilă să facă așa ceva. E capabilă. Închipuiți-vă dumneavoastră ce era dacă Ioan Botezătorul a fost băgat în temniță de asta, cum îi spune, de Irod, pus în temniță și într-o zi i s-a tăiat capul. I s-a tăiat capul din pricina faptului că Ioan i-a spus totdeauna, nu ți este îngăduit să trăiești în păcatul ăla, să ții pe cumnata în căsătorie, nu ți este îngăduit. Și cum nevasta lui Irod a rezolvat problema. Ce era dacă ieșea vorba asta, băi, Irod l-a executat pe Ioan pentru că într-o zi a mers Irodiada la el și Ioan a început a ochișca printre gătii pe acolo, pe Irodiada, a început să-i facă avansuri și ăsta s-a enervat de gelozii și o tăia capul Ioan Botezătorul. Ce era dacă ușenișii lui Ioan auzeau vestea asta? Mai venea cineva să ia trupul lui Ioan Botezătorul? Nu, dar despre Ioan s-au auzit doar că a fost un om al lui Dumnezeu. Pentru că pe vremea aia nu se inventau atâtea lucruri. Trebuie o vreme foarte dificilă, când trebuie să-ți porți crucea și să mergi până la capăt. Doamne ajută! Amin. În dreptul tău pot pune oamenii o grămadă de lucruri. Nu uita că singurul care judecă pe drept este Dumnezeu. Ca tare, ia-ți crucea și mergi mai departe. Vei vedea prieteni de-ai tăi în timp ce îți duci crucea cu greu, că ai de prins-o cu nună, te vor împiedica și vor spune să vedem cade sau nu cade, are parașută sau nu are parașută. Te potecnești, îți iei crucea în continuare și pleci mai departe. Și suferi împreună cu Domnul tău. Și oameni care se zic ca fiind, care se comportă ca și copii al lui Dumnezeu, cred că fac o slujbă făcând mișto din tine. Cred că fac o slujbă scoțând lucruri rele, neadevărate despre tine, despre nevastă ta, despre copiii. Ce faci atunci? Lești biserica și fugi cu totul? Trântești crucea din pământ și spui, gata, m-am lăsat? Sau cu demnitate, ca și în celelalte zile, îți iei crucea pentru că tu ai o răsplată pregătită de Domnul. Câți ne-am dezvoltat mentalitatea asta? Că dacă apare ceva și ne supără pe noi și neamurile noastre nu ne mai vede nimeni la adunare, nu să cântăm, nu să recităm, nu să facem slujbă. Efectiv, nu ne mai vede la adunare. Ne mutăm în altă parte. Și dacă acolo ne supără cineva, mălțam Domnului că avem în Timișoara unde să fugim peste tot. Ori Dumnezeu te-a chemat să-ți porți cu demnitate crucea. Doamne ajută! Amen. Asta înseamnă că în temniță Ioan Botezătorul merge până la capăt. Asta înseamnă că trebuie să spună adevărul despre Irod. Merge până la capăt. Nici o problemă. El poartă crucea. Câți dintre noi mai avem această mentalitate să mergem după Domnul purtându-ne crucea noastră? Cu onoare pe care ne-a dat-o Domnul, într-o zi ne va lua. Dar până atunci trebuie să o purtăm. Dumnezeu să ne ajute. Totodată crucea înseamnă nedreptate. Am atins eu ceva puțin. Nedreptate. Sunt oameni care ne fac nedreptăți. Sunt oameni care ne spun că comoara noastră este sus. Sunt oameni care ne verifică în direcția aceasta. Sunt oameni care ne iau locul de muncă. Ce faci în poziția aceasta? Bineînțeles că există Haga, există procurori, există avocați care abia te așteaptă să mergi la ei, să te tărăgănească tot continuu așa, dar și ca și credincios, ar trebui să suferi nedreptatea, ar trebui să te înveți în domeniul acesta. Câte tragedii n-am văzut eu și situații dificile când credincioși au crezut că se poate face așa ceva, că el trebuie să-și apere bucățica de pământ, moștenirea și cutare. E adevărat că era a lui, că avea, dar nu s-a meritat. Nu s-a meritat. Nu de mult cineva mi-a dat un mesaj din zona dumneavoastră de aici și mi-a zis, frate Virgil, pune numele meu. 12 ani m-am judecat cu cineva pentru un loc de pământ. 12 ani. 12 ani de sărăcie de spirituală. 12 ani de chin. 12 ani de încercări. Dacă aș fi știut și cineva mi-ar fi spus, n-am câștigat nimic.
Nu am meritat bucata aceea de pământ pentru care m-am judecat 12 ani, banii pe care i-am pierdut și numele bun pe care câteodată s-a putea să-l fi pierdut. N-am meritat. Ori Sfânta Scriptură spune din start credinciosului, poartă-ți crucea, adică nedreptatea și ofensa, fii pregătit pentru ea. Fii pregătit pentru ea. Câteodată când pui în calcul la sistemele actuale de lucruri, s-a putea să devii tu tot vinovat după un șir întreg de nedreptăți și de ofense. Pe când Dumnezeu vine și spune, găsim în Biblie pasajul ăla care uimește pe cei credincioși, din Evrei, capitolul 10, pare mi se versetul 34, ei au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Știți de ce? Pentru că știau că au în cer o avuție mai bună care? Dar nu ești, uitați-vă, în adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Dar nu bucuroși că le-au luat averea, ci pentru că știau că au știut să o mute cea mai mare parte unde trebuia. Pentru că aveți în ceruri o avuție mai bună. De aia e important, când Dumnezeu îți dă un anumit binecuvântare, un anumit salar, nu totul e a tău, nu totul e a nevestei pentru rochii, nu totul e a tău ca să schimbi capașele la roța mașină. Mai este și a văduvei, și a orfanului, și a năcăjitului, și a fratelui bolnav, și a surorii care trece prin situații dificile, și a celui accidentat. Mai este acolo. Du-te și du acolo. Și mută-ți comorile acolo. Când într-o zi va veni cineva și nu pentru că nu-ți îngrijești, nu-ți plătești taxele, ci pentru că doar crezi în Iisus Hristos. A venit de la guvern, va fi confiscată casa ta. Da, da, haga, da, procurori. Poți să te duci unde vrei, bădie. Poți să te duci unde vrei. E confiscat tot. Spune Scriptura, ăștia nu s-au supărat, las că vă spunem noi, vă pedepsește Dumnezeu cândva, să n-aveți parte de cine-i luați, nu, au primit cu... Păi de unde-i bucuria asta, Domnule? Că dacă se leagă cineva, unii să vă mai spun, că când predic de lucrurile astea prin Anglia, prin Londra, prin Madrid, că frații lipsesc și duminica de la slujbe numai ca să câștigi un bănuț, să mai fac ceva acasă. Și când îi anunț că s-ar putea să vină ăștia să-i confiști tot, cum, dar eu am pierdut și adunare, am pierdut și repetiții de cor, numai să mai am ceva și ăștia vin și confiscă și eu trebuie să-i primesc cu bucurie, să-i întreb dacă nu cumva li foame în timp și măsoară proprietatea, nu cumva vor un ceai sau o cafea, poate servesc, că ar trebui să fiu și bun în domeniul ăsta. În timp ce îi confiscă totul la rând și dacă uita ceva, ar trebui să-i spun eu că mai am o bucățică de pământ din col, poate nu-i trecută la voi sau așa ceva. Cum adică toate lucrurile astea? Frații mei, a purta crucea înseamnă să-ți mulți toată investiția în locul acela în care tâlhar nu există, oamenii nu confiscă, unde molima și rugina nu dau în ele, ci acolo e împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul. Ești pregătit pentru asta? Că crucea te trimite într-acolo, în poziția aceea. Frații mei, primul lucru de care avem nevoie este să ne lepădăm de noi înșine. Apoi să ne luăm fiecare crucea noastră. Uite-te unde te-a așezat Dumnezeu, tu trebuie să-ți porți crucea ta. Cu demnitate. Cu demnitate du-ți-o în continuare. S-a putea în timp Dumnezeu să mai îmblânzească anumite lucruri. S-a putea ca crucea ta, odată cu bătrâneță, de exemplu, să mai îngreuieze. Du-ți crucea cu demnitate. Nu te plângi pe toate drumurile. Du-ți crucea cu demnitate. A rânduit Dumnezeu ceva, îți numără firele de păr și nu știe El de problemele tale. Bă, da, du-ți-o cu demnitate. Dumnezeu a îngăduit Domnul, așa slăvit să fie Domnul. Dumnezeu știe. Cântă o cântare de laudă. Bucură-te de prezența Domnului. Că El are planuri cu tine, are lucrări cu tine, cu fiecare dintre noi. Vă spuneam dumneavoastră că citeam undeva despre faptul că în Africa există o apă de asta foarte repede, așa. Treci repede și dacă, cum africanii sunt mai slăbuți, așa, când treci pe apa aia, îi taie la genunchi, îi culcă jos, se duce apa mai departe. Dacă nici nu știu cum se iasă din apa aia repede, s-ar putea să fie înecat. Și atunci africanii au făcut ceva, n-au pod, apa vine până la genunchi, dar e foarte repede, cumva în vale, așa, și foarte repede, au pus pe maluri niște rubzaci, în rubzaci ăștia au pus pietre. Cine vine la apa aceea, se duce acolo, ia un rubzac de aia de petroaie mari, intră în apă și rubzacul e de stabilitate. Treci prin apă frumos, ajungi pe malul celălalt, dă rubzacul jos, duci și îți termină treaba. Când vin înapoi acasă, ia rubzacul care l-a lăsat el sau altul pe partea aceea, că sunt suficiente, rubzacul, îl ia în spate și trece apa aia. Știți câteodată în viața noastră vin momente când s-ar putea să fie luat la vale? De bani mulți, de binecuvântări multe, câteodată și astea șuvoaiele care vin, de stări de prea bine, s-ar putea să fie luat la vale. Și tot ce ai construit până acum să fie luat în momentul ăla. Și vine Dumnezeu și spune un rucsac al suferinței, al lipsei,
Ori zac când la un moment dat nu mai ești atent la alții, ești atent la copilul tău, că stântești ușile, nu știi ce are. Îți spune un rucsac și nu știi, mai rogi pe altcineva, băi, ajutați-mă rugăciune. Și în timp ce alții se pierd, în timp ce pe alții ia apa, că îi știu, tu ai rucsacul ăla în spate și te ajută Dumnezeu să treci cu bine. Slăvit să fie Domnul! Mulți dintre voi sunteți în casa Domnului din cauza unei cruci pe care Dumnezeu v-a pus-o pe urmă și o trebuie să o duceți. Și ați rămas smeriți. Alții care au avut de tot ce au trebuit, au crezut că toate sale lor nu mai sunt în adunare. Ar vrea să fie cum au fost, dar nu se mai poate. Pentru că eu luat apa și o dus. Când Dumnezeu îngăduie ceva, poartă cu demnitate și du-o până la capăt. Doamne ajută! Ultimul lucru pe care îl sublinează Domnul aici, după ce te-ai lepădat de ține însuți, după ce ai luat crucea și mergi după Domnul, urmează-L pe El. Fii atent la El. În primul rând, învață de la El. Când îl urmezi pe Domnul, totdeauna înveți de la El. Înveți cum răspunde El. Nu totdeauna Domnul e așa de blând. Dar totdeauna Domnul e pregătit să arate iubirea Lui. Apoi, învață-te tranșant cum Domnul vorbea să vorbești și tu. Învață-te lucrurile acestea. Domnul spunea, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Învață de la Domnul blândețe. Învață și tu și eu să umblăm smeriți cu Dumnezeu nostru. Învață, că asta înveți de la Domnul. Apoi, iubiții mei, un alt aspect în a-L urma pe Domnul, dacă tot îl urmezi pe Domnul, laudă-te cu El. Nu știi că toți fanii se laudă cu idolul lor? Chiar dacă idolul lor e fotbalist sau politician sau muzician, ei se îmbracă ca persoana pe care o adulează, se tund ca el, mulți au meniul lui. De ce? Pentru că, domnule, eu sunt fanul cu tare. Michael Jackson a trăit pe pământ, ăsta a avut el problemele lui, dar sunt și la momentul actual tineri care au posterele lui, care ascultă muzica lui, care se îmbracă ca el, au centurile, hăinile alea lui, de piele pe care le poartă tot așa, pentru că au fost fanii lui și sunt, el e mort și sunt. Bun, și-a avut problemele lui de caracter, nu le discut eu aici, că nu spus eu să discut de aspectul ăsta. Bun, noi nu-l urmăm pe Michael Jackson, noi nu-l urmăm pe nu știu politician, noi urmăm pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Oare n-ar merita să ne lăudăm cu el? Oare n-ar merita când intrăm într-o școală, când intrăm la un loc de muncă, când ne întâlnește cineva să-i spunem în primul rând că noi credem în Iisus Hristos și că El este Domnul vieții noastre și că doar El ne-a schimbat viața și El este Cel ce va domni în veci de veci? Oare nu trebuie? De ce musulmanii au atât de mare impact? Și câteodată nu pot dovedi credința lor, pentru că în anumite aspecte nu au acoperire. Și noi tăcem din gură. De ce oare oamenii care vor schimbările de gen fac atâta gălăgie violentă și câteodată sunt gata să depună mult efort? Nu se deranjează niciodată să ar putea să răgușească la mitingurile lor. Noi câteodată suntem foarte liniștiți la cântările noastre în adunare. Ori v-aș ruga tare mult, frații mei, când ne adunăm în casa Domnului, să cântăm Domnului nostru. Să nu tăcem din gură când ni se cere mărturia, pentru că îl urmăm pe El și ne lăudăm cu El. El este Domnul Domnilor, El este Regele nostru, El este Cel ce va să vie din nou cu putere și cu slavă. Și nu ne e rușine că credem în El. Dacă altor oameni nu le rușine cu oamenii pe care ei îi laudă, noi nu avem de ce să ne fie rușine. La vremea potrivită, cu toate că avea 12 legiuni de îngeri și putea să plece înapoi la Tatăl, a rămas pe cruce batjocorit de oameni, purtându-și crucea Lui pentru noi, ca noi să fim mântuiți, slăvit să fie Domnul, ca noi să strigăm Aleluia prin Duhul Sfânt. Oare de ce să-ți fie rușine cu Domnul tău? Frații mei, avem mult de lucru la aspectul acesta, foarte mult de lucru. De multe ori ne e rușine și parcă îmi place să văd așa cum Domnul Iisus Hristos spune, măi, eu am rămas în timp ce oamenii mă batjocoreau și îmi spuneau, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, arată-te. Eu dacă aș fi fost în locul Domnului, acum mă dau și vă arăt eu cine sunt eu. Vă arăt eu cine sunt eu cu toate legiunile mele lui Înger. Nu, Domnul n-a arătat, a arătat slab, a arătat foarte slab. A rămas pe cruce. N-a îngăduit niciunui înger din cele 12 legiuni. O legiune are 6.000, ori 12. Gândiți-vă ce putere destructivă era acolo să se prezinte toate. N-a îngăduit niciunui să se prezinte. Ce a murit în slăbiciune, purtându-ne păcatele noastre și strigând cuvântul s-a isprăvit. Dar a înviat în glorie și este Domn al Domnilor. Și spune Scriptura, când își va vedea rodul muncii sufletului său, se va bucura. Când se uită la modul cum îl reprezint eu, cum mă laud eu cu el sau tu,
se bucură sau se întristează? Uită-te la aspectul ăsta. Pentru că e viața ta, nu e a comunității. Poate ai vrea pastorul să fie lângă tine, poate ai vrea cine știe ce om al lui Dumnezeu să fie lângă tine, mama sau tate. Nu, ești tu acolo. Și Dumnezeu îți cere verticalitate și îți spune, te-am salvat, te-am mântuit, recunoști că dacă ești ceva, ești prin harul meu. Pomenește de numele meu, ca lângă tine să mai adauge și alții. Că astea sunt semințe pe care le semănăm în traiectoria drumului nostru. Și semința aceasta încolțește a cuvântului Dumnezeu. Câteodată se întâmplă că la anumite slujbe se ridică persoane sau la urmă vin și spun, băi, din seara asta m-am hotărât să îl urmez pe Domnul și eu. M-am hotărât să-l urmez pe el. Asta înseamnă să mă lepă de mine, să-mi iau crucea, să-mi chei legământ cu Domnul. M-am hotărât. Și frații vin și îmi spun, frate Virgil, la predica dumitale s-au hotărât. Nu, duceți-vă atent și vedeți, predica mea a fost unul dintre momente. Dar omul ăsta a fost undeva la o mormântare, s-a întâlnit cu un cumnat de-a lui, are un prieten la muncă care i-a vorbit de Hristos. Altul s-a întâlnit cu el într-o zi și nu i-a fost rușine și spune, băi, eu am fost alcoolist, am fost cu tare, m-a mântuit Iisus Hristos. Și-a plecat, o semăna sămânța și-a plecat. Toată sămânța asta a început să crească. S-a întâmplat ca la predica mea sau la altuia, sămânța aceea să iasă și să spună, vreau să-i aparțin lui Hristos. Dar nu eu sunt factorul vital. Eu sunt doar o verigă din planul mare al lui Dumnezeu de mântuire, în care el a lucrat și prin mama, și prin tata, și prin slujbă, și prin colegi, și prin toți ceilalți, și atât predica, cât cântarea, cât mărturia unuia sau altuia, toate au fost făcute prin harul lui Dumnezeu. El este Cel ce face să crească. Și atunci tot El primește slava, cinstea și gloria. Și fiecare ne vedem pătrățica noastră, în care dorim să fim găsiți credincioși când Regele va veni. Frații mei, primul lucru l-a urmat pe Domnul este uită-te la El. Al doilea lucru, în a-L urma pe Domnul, laudă-te cu El. Și ultimul lucru, nu-L depăși. Nu-L depăși. Spune autorul epistolei către Ioan, oricine o ia înainte, nu este din Tatăl. Avem tendința să o luăm înainte. Nu merg lucrurile cum am vrea noi. Mai ales generația tânără nu-i prea place așa. Vrea altfel, vrea altfel. Nu uitați, turma Domnului nu-i făcută numai din mielușei. Că dacă e făcută din mielușei, tătă ziua ai concurs de alergare. Tătă ziua ai activitate. Tătă ziua mielușei așa. După ce mănâncă, mielușei sunt ca niște rachete. Turma e făcută din oi, oițe și mielușei. Stimații mei, mielușeii vor multă zbănțuială. Oițele vor să-și vadă și el de treabă. Oile, din nou, trebuie să aibă grijă să hrănească mielușeii respectiv. Și așa mai departe. Turma e mult mai complexă de ce ne gândim noi. Imaginați-vă că mielușeii nu sunt mulțumiți, vor să schimbi păstorul. Dar se poate așa ceva, noi vrem mai mult. Ori, aș vrea să vă spun, nu luați înainte. Este un calcul. Hristos să zidește biserica. Aleluia. Noi acuși peste câteva ore ne culcăm. Hristos continuă să jidească biserica. Aleluia. Și trebuie să mai repare și în urma mea și în urma fratelui Cornel. El continuă să jidească biserica. Nu o lua niciodată înainte. Nu pune niciodată întrebări de ce Dumnezeu l-a adus și îl ține pe ăsta aici. Că noi nu putem aduce o gâză la împărăția lui Dumnezeu. Nici nu avem abilitatea asta. Doar Duhul Sfânt mântuiește oamenii. Lăudat să fie Domnul. Și aduce pe unii și îi ține pe alții și pune, datoria noastră este să rămânem în limitele Sfintelor Scripturi, să folosim pârghile pe care le avem la dispoziție și unde nu mai putem noi, lăsăm pe marele păstor să-și facă lucrarea lui. Și așa de liniștit ne culcăm noaptea, că după ce noi am făcut ce am putut cu gândurile noastre, știm că El desăvârșește, slăvit să-i fie numele. Știm că totul e în controlul Lui. Știm că El își zidește biserica să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dar biserica asta e făcută din oameni care în primul rând se leapă de ei înșiși, apoi își iau crucea și apoi îl urmează pe Domnul lor. În călătoria și peregrinajul acesta, într-o zi vine un moment când Domnul vine să-și ia oamenii care L-au urmat. Toți ceilalți rămân cu diferite declarații. Ăștia și oamenii care L-au urmat pe Domnul până la capăt. Și în ziua aceea când se vor face și se vor da cununile, nu pentru 4 ani ca la campionatele mondiale sau la olimpiadă, ci cununile pentru vecii vecilor, când se vor da responsabilitățile în veșnicie, onorați vor fi cei care L-au urmat pe Domnul în fiecare zi. Să ne ajute Domnul să facem parte din acei oameni. În timpul ăsta vei auzi diferite vorbe, vei auzi oameni care trântesc crucea jos, vei auzi oameni care vor o cale mai largă, vei auzi oameni care vor o cale mai ușoară, vei auzi oameni, dar ce, nu se poate și așa? Tu ia-ți liniștit crucea și mergi după Domnul tău, pentru că El are și pentru tine făgăduinți. Să ne ajute Domnul să-L urmăm pe El. Amin.